Prima etapă a întâlnirii de lucru dintre deputatul Florian Nicolae și reprezentanții concernului corean, precum și ai companiei americane, a avut loc în portul Giurgiu, unde s-a discutat despre oportunitățile oferite de această zonă, precum și de prezența municipiului în euroregiunea Danubius. Tot pe malul Dunării au fost prezentate detalii despre investiția pentru realizarea oțelăriei la Giurgiu. O investiție strategică la Giurgiu, o oțelărie pentru producerea șinei de cale ferată pentru trenurile de mare viteză și pentru tabla, pentru industria de apărare. Tot prin colegul și asistentul meu, domnul Ho Kyeong, am invitat concernele coreene ca să participe la o ședință de lucru cu Ministerul Energiei și cu compania de proiect Tarnița, pe care ei vor dori să facă proiectarea și implementarea acestui proiect. Sunt fericit să fiu aici, aveți o zonă foarte frumoasă aici la Giurgiu. Am aflat și știu că există aici un mare potențial pentru dezvoltare și investiții în această regiune. Sper cu tărie că vom avea un parteneriat în acest scop cu municipalitatea. Este prima dată când vin aici, iar convingerea mea este că există oportunități pentru a investi. Cel mai important sau urgent care trebuie să fac aici în Giurgiu este un nou pod, corect? E adevărat. Eu, ca cetățen străin sau locatar în România, locuitor în România, chinuiesc foarte mult când trece podul acesta. Cel mai urgent este să faceți un proiect, studiu feabilitate către Giurgiu și Rusia. Nu e așa? Necesitate. Atunci, autostrada, da. Și podul. Atunci, propunerea mea este, dacă aveți un gând, un acord, noi coreenii, poate prezente un design. Da, am din partea noastră. Adică proiectul. Proiectul. Să ne ajutați în acest sens. Un proiect, noi o să aducem un propunere. Pe baza propunerii noastre, voi trebuie să facă studiul feabilitate oficial cu licitație. În același timp, coreenii va pregăti investiții. În același timp. Atunci este foarte important să orașul Giurgiu lansează o licitație de studiu feabilitate. De atunci începe coreenii să implică investiții. Am înțeles. Și o verde ca parte integrată a dezvoltării. Da, practic, da. Pe o predictibilitate ulterior apar și investiții. Foarte important, da, asta. Am înțeles. Întotdeauna, aici, după ce face studiul de feabilitate, caută investitori. Nu. Da. Dacă noi venim cu propunere de proiect, deja ei se formulează investiții. Asta e o mare avantaj dacă aveți niște delegații din Coreea aici. Deputatul Florian Nicolae și reprezentanții investitorilor s-au deplasat și în zona platformei 1 a fostului combinat chimic, acolo unde a fost identificat terenul pentru realizarea oțelăriei. Și aici au fost discutate amănunte, inclusiv de ordin tehnic și administrativ cu privire la această investiție. Oaspeții sud-coreeni au fost interesați să fie puse la punct cât mai multe detalii. Ce valoare aveți de investiție de oțelărie? La oțelărie 250 de milioane de euro, iar ei vor fi consultatul de implementare, având în vedere expertiza lui Posco. Deci, practic, oțelăria ocupă 16 hectare. 16 hectare, da. Și oțelărie va angaja oamenii? Cât oamenii va angaja? Deci oțelăria are prevăzute 350 de muncitori și ingineri. S-a angajat de oțelărie? Numai în oțelărie. Plus 100 de oameni, ca 100 de angajări care va deservi partea de IT, partea comercială, partea de administrație. Vor avea un salariu între 3.500 și 5.000 de euro. Cei care lucrează la oțelărie? Cei care lucrează la furnalul de oțel special. Ceilalți vor avea un salariu în jur de 1.000 de euro pe lună. Și aceasta ce impact va aduce la Giurgiu? În primul rând că toate taxele și impozitele vor fi plătite local, deci nu le vom plăti la București. La București vom avea doar partea de reprezentare a administrației și a corporației americane, care va opera sub legislația românească. Și ce domenii colaborează cu firmele coreene? În primul rând, șina de cale ferată pentru trenurile de mare viteză, vom exporta o parte din cantitatea de șină către Coreea de Sud.
către Turcia, către Iran, către țările din Balcanii de Vest și, evident, pentru reabilitarea liniilor de cale ferate din România. Iar, ca o prioritate absolută, tabla pentru industria de apărare va fi livrată către uzine de defensive, de producție defensivă din România. Deputatul Florian Nicolae le-a oferit oaspeților săi și informații referitoare la furnizarea agentului termic. Oțelăria va putea asigura orașului energie termică la costuri mult mai mici. Nu este rentabilă pentru populație, este foarte scump agentul termic și trebuie să găsim noi de la oțelărie să venim să dăm agent secundar. Nu, agentul termic care va fi recuperat de la furnale va fi direcționat către oraș, sigur. Primăria va trebui să facă partea de racordare, da? Da. Iar agentul termic va fi probabil la o jumătate de preț de ceea ce plătesc în momentul ăsta locuitorii orașului. Tocmai de asta vă spun că avem și infrastructura, să trecem peste canal, să ajungem la populație, să mergem pe rețeaua principală de distribuție energie termice, dar plecând de la... avem odată rețeaua de gaze, este în oraș terminalul de gaze. Dar putem să luăm de la centrala de la CET și venim cu el direct în cetățe. Liniile acestea cât au? Că noi avem nevoie de 50 de megawatt. Păi sigur țin astea. Sigur, da. Da, pentru că ele duc, toate le vedeți, alimentau cu energie electrică toată platforma industrială Chimie 1. Cu dumneavoastră, cu toți cei care vor să implementeze într-adevăr programul de reindustrializare a orașului și în acest sens vom organiza o întâlnire cu toată echipa din Statele Unite, asistată de în funcție de dispoziție. Mulțumim mult, să vă dea Dumnezeu și sănătate. Dumnezeu să vă ocrotească și pe toți giurgiuvenii. Da. Doamne ajută. Să ținem cu orașul. Să mulțumim prin excelență vicepreședintelui. Okay. Thank you very much, sir. Și lui Ji, da, să-i mulțumim că a făcut acest efort, ținând cont că îi vin de cealaltă parte a lumii, dar au venit doar pentru România, alături de consorțiul american, ca să realizăm aceste investiții. Iată ceea ce n-a făcut 25 de ani o clasă politică. Vom face cu capital american și cu expertiza concernelor coreene. Să ne ajute Dumnezeu să ne ajute la toți. Să ne ajute. Vă mulțumim frumos pentru primirea călduroasă care ne-ați făcut-o. La finalul vizitei a venit și momentul primelor concluzii. Acestea au inclus și detalii despre modul în care va fi organizat planul de afaceri și activitatea din cadrul investiției. Tot planul de investiții este realizat de un fond de investiții din Statele Unite ale Americii, dar se bazează pe expertiza managerială a concernelor coreene care vor folosi forța de muncă locală, specialiștii, muncitorii care vor fi plătiți chiar de către concernele coreene. Da? Și în felul acesta banii vor ajunge direct la firmele românești care vor lucra sub incidența, sub antreprenorială a concernelor coreene. În felul acesta ei vor învăța ce înseamnă organizare, eficiență, da? Și darea în funcțiune a unui obiectiv strategic industrial în timp real. Oaspeții de ieri ai deputatului Florian Nicolae fac parte din conducerea de prim rang a grupului POSCO Family, o companie multinațională sudcoreană specializată în producția de oțel. Grupul este al patrulea producător de oțel din lume și deține două fabrici de oțel integrate în Coreea de Sud și un joint venture în Statele Unite, în Pittsburgh, California.